Stimați frați, stimate surori, să deschidem acum cuvântul lui Dumnezeu în Epistola către Evrei. Vom citi cuvântul din capitolul 2, începând cu versetul 14. Să ascultăm. Astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nemicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor, căci negreșit nu în ajutorul îngerilor vine el, ci în ajutorul seminției lui Avram. Și prin urmare a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Amin. Mă invit cu respect să ne reașezăm, să vă reașezați. Stimați frați, stimate surori, în această dimineață, în contextul împărtășirii noastre cu cina Domnului, cu trupul și sângele Domnului, aș dori să împărtășim cuvântul despre Domnul nostru Iisus. Vom vorbi în această dimineață despre întruparea și omenitatea Domnului nostru Iisus. Ne preocupă să înțelegem adevărurile Scripturii cu privire la persoana Domnului nostru Iisus. Dacă vă amintiți, la ultima noastră cină a Domnului, am vorbit despre existența eternă a Domnului nostru Iisus, despre divinitatea sa, arătând din cuvântul lui Dumnezeu că Domnul Iisus există din vecii vecilor. El este Fiul etern al lui Dumnezeu. Înainte ca El să se întrupeze, înainte să fie făcut om, Domnul Iisus era din veșnicie, era din veșnicie Dumnezeu și în starea aceasta, în starea eternă a Domnului nostru Hristos, sigur, avem în vedere prin ea doar identitatea sa divină, cea legată de natura sa omenească, va fi înțeleasă și cunoscută doar după întruparea Domnului nostru Iisus. De asemenea, am arătat în întâlnirea noastră trecută că Domnul Iisus nu doar că există din vecii vecilor împreună cu Tatăl și împreună cu Duhul Sfânt, ci este activ, El este creator, înainte de întrupare prin El s-au creat toate lucrurile, El întreține creația prin puterea sa, prin cuvântul său, El revelează pe Dumnezeu, ne vorbește, ne descoperă pe Dumnezeu și în Vechiul Testament îl găsim descoperit ca acel înger al Domnului care face lucrări dumnezeiești, care se identifică pe sine cu Dumnezeu și care primește închinarea care se cuvine doar lui Dumnezeu. Am arătat din cuvântul lui Dumnezeu că Biblia ne învață că Domnul Iisus are natură divină completă, El fiind de o ființă cu Tatăl, deopotrivă cu Dumnezeu, alături de Tatăl Ceresc, alături de Duhul Sfânt, formând ceea ce se numește Sfânta Treime. Au apărut învățători printre oameni care pun sub semnul întrebării identitatea divină a Domnului nostru Iisus. Este foarte important pentru copiii lui Dumnezeu să își așeze în suflet convingerea că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, este Dumnezeu adevărat, este vrednic de închinare, are toată puterea în cer și pe pământ, El poate să mântuiască, El este judecătorul, binecuvântat să fie în numele Lui în vecii vecilor. Privitor la temeiurile credinței că Iisus Hristos este Dumnezeu, în întâlnirea noastră trecută am subliniat că Biblia ne afirmă clar și am identificat multe texte că Domnul Iisus este Dumnezeu. De asemenea, am putut observa din Scriptură felul în care atributele dumnezeirii se regăsesc la Domnul nostru Iisus. El, ca Dumnezeu, este prezent pretutindeni, cunoaște toate lucrurile, este atotputernic, este neschimbător, este veșnic. El, Domnul Iisus, a afirmat despre sine că este Dumnezeu. Numele și titlurile dumnezeiești pe care Domnul Iisus le are, care i-au fost atribuite, confirmă divinitatea sa. El a săvârșit lucrări pe care doar Dumnezeu le poate săvârși și, foarte important, Domnul nostru Iisus a primit închinarea, slăvit să fie în numele Lui. Aici ne-am oprit în întâlnirea noastră trecută. Pentru dimineața aceasta
vorbim despre întruparea și omenitatea Domnului nostru Hristos. Știu și eu că nu este astăzi sărbătoare de Crăciun, de regulă la sărbătoarea aceasta vorbim mult despre întruparea Domnului Iisus și omenitatea Lui, vom face și de data aceasta, însă suntem la cina Domnului. Și în contextul cinei Domnului este subliniată întruparea Domnului Hristos. Ceea ce avem pe masă este o reprezentare a trupului Domnului Iisus, a sângelui Domnului Iisus. Hristos s-a făcut om, binecuvântat să fie în numele Lui în veci. Vom avea în atenție câteva lucruri. În primul rând, cine s-a întrupat? În al doilea rând, vom vorbi despre modalitatea întrupării, nașterea Domnului nostru Hristos din Fecioară. Trebuie să subliniem că Domnul Iisus are o natură umană completă și vom vorbi despre semnificația întrupării, ce semnifică venirea în lume, întruparea Domnului Iisus pentru noi, luând apoi pentru sufletul nostru acele apropiere ale credinței care ne vor aduce lângă cina Domnului. Cine s-a întrupat? Ce răspuns trebuie să dăm la această întrebare? Cine s-a întrupat? Trebuie să subliniem că cel întrupat nu este Dumnezeul triunic. Tatăl nu s-a întrupat, Duhul Sfânt nu s-a întrupat. Cel care s-a întrupat este a doua persoană din Sfânta Treime, respectiv Domnul nostru Iisus, Dumnezeu Fiul. Faptul acesta trebuie să fie bine subliniat. Când spunem că Dumnezeu s-a întrupat, nu spunem prin asta că întreaga Dumnezeire, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, ci doar că a doua persoană din Sfânta Treime, respectiv Domnul Iisus, care este Dumnezeu deopotrivă cu Tatăl și deopotrivă cu Duhul Sfânt, El s-a făcut om și a venit printre noi și a locuit printre noi plin de har și plin de adevăr. Aș face aici o micuță paranteză. Creșterea noastră spirituală, stimați frați, întărirea noastră în credință, puterea noastră de a discerne între învățăturile care vin dintr-o parte și din alta, depinde de înțelegerea și acestor învățături. Cred că în biserică, în adunările creștine, nu trebuie să ne limităm doar la mesaje devoționale, mesaje de încurajare, mesaje de îndemn, mesaje, într-un cuvânt, motivaționale, ci trebuie să mergem spre adâncuri, să înțelegem învățăturile, să pătrundem înțelesurile învățăturii creștine, ca apoi, înțelegându-le, să ne protejăm pe noi și să fim în stare să ajutăm și pe alții, ca toți să-L cunoască pe Domnul Iisus. În urmare, cer atenția dumneavoastră în înțelegerea acestor învățături. Este sănătos pentru credința noastră și maturizarea noastră să înțelegem bine identitatea Domnului nostru Iisus. Este drept, în Biserica Emanuel suntem binecuvântați cu învățătură sănătoasă prin mulți slujitori și învățători pe care Dumnezeu a lăsat în mijlocul nostru. În această zi să revenim asupra învățăturii cu privire la Domnul Iisus. Cine s-a întrupat? Fiul lui Dumnezeu, deopotrivă Dumnezeu cu Tatăl și cu Sfântul Duh. Binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Privitor la modalitatea întrupării, cuvântul Domnului ne învață că venirea în lume a Domnului nostru Iisus s-a realizat prin naștere supranaturală din Fecioara Maria. El nu a venit în mijlocul nostru ca un înger, nu a venit ca un duh care s-a arătat printre oameni, n-a apărut de nicăieri ca și cum ar fi venit Ioan Botezătorul din pustiu, ci Domnul Iisus a venit între oameni, s-a întrupat, alegând să repete istoria și experiența fiecărui om. El s-a născut din Sfânta Fecioară Maria. Întruparea Domnului Iisus Hristos prin naștere din Fecioară, mama Domnului nostru Hristos, a fost Fecioară în momentul în care l-a conceput pe Domnul Iisus în pântecul ei. Faptul acesta trebuie să fie bine subliniat. Întruparea lui Iisus se face prin naștere din Fecioară. Și momentul zămislirii Domnului Iisus, a conceperii Lui în pântecul Mariei, Maria era fecioară. Nu cunoscuse până atunci niciun bărbat. Întruparea Domnului Iisus s-a realizat prin conlucrarea dintre trupul feciorelnic al Mariei și Duhul Sfânt, puterea lui Dumnezeu, care a suplinit pe cale miraculoasă absența rolului Tatălui omenesc.
Iisus Hristos s-a născut prin acest miracol, s-a făcut om din Fecioara Maria și de la Duhul Sfânt. Dumnezeu să fie slăvit. Și mai trebuie subliniat că nașterea din Fecioară se referă la zămislirea feciorelnică a Domnului Iisus, la zămislirea din Fecioară, fără aportul vreunui bărbat. În învățăturile liberale care încep să apară și printre noi, este pusă sub îndoială partea aceasta. Că de fapt întruparea lui Iisus Hristos a fost de la Iosif și de la Maria și că așa au vorbit mai târziu creștinii despre ei ca să arate că Iisus este Dumnezeu. După învățătura Sfintelor Scripturii, care vorbește chiar înainte, prorocind nașterea din Fecioară a Domnului Hristos și apoi confirmarea în Evanghelie acestui fapt, reținem că venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu, a Domnului nostru Iisus Hristos, s-a făcut prin întrupare din naștere dintr-o fecioară care n-a cunoscut niciodată bărbat, n-a avut Domnul nostru Tată omenesc, Dumnezeu este Tatăl Ceresc, iar din Fecioara Maria, Hristos e întreaga natură umană, făcându-se om și locuind printre noi, plin de har și de adevăr. Prin urmare, în urma întrupării, Domnul Iisus devine om adevărat, rămânând în același timp Dumnezeu adevărat. Vom spune când ne gândim la Domnul Iisus că El este om adevărat, ca noi, și Dumnezeu adevărat, precum Dumnezeu Tatăl, precum Dumnezeu Duhul Sfânt. Haideți să vedem dacă în învățătura Sfintelor Scripturi, într-adevăr, se regăsește acest adevăr că Iisus Hristos a fost cu adevărat om. Iată câteva temeiuri. În primul rând, cuvântul lui Dumnezeu ne arată că Domnul Iisus a avut o naștere omenească. Avem foarte multe texte în Biblie care ne arată că Iisus Hristos s-a născut așa cum se nasc oamenii. Spre exemplu, în Galateni, în capitolul 4, pasaj pe care îl putem privi cu toții, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, rog să observați, născut din femeie, deci este subliniată modalitatea în care Iisus Hristos a venit în lume. Născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm împierea. Domnul Iisus a avut parte de o naștere omenească. El a fost prunc. Citim în Evanghelii că s-a născut în Betleem, a fost înfășat în scuteci, a fost pus în iesle, în casa de poposire pentru noi nu se găsise loc. Într-un cuvânt, Domnul Iisus a avut parte de naștere omenească. Pe de altă parte, cuvântul ne arată că Domnul Iisus a avut strămoși omenești, a avut părinți omenești, a avut mamă, Maria, a fost mama lui. În Evanghelia după Matei, în Evanghelia după Luca, ne sunt prezentate listele de neam, spița de neam, liste genealogice, care arată apartenența Domnului nostru Iisus la neamul omenesc. La Matei ni se arată că Domnul Iisus pornește, numele lui se duce, identitatea lui se duce până la Avram și apoi în cea de la Luca, Iisus Hristos este om, neamul lui este prezentat până la Adam și apoi la Dumnezeu. Adam care a fost creat de Dumnezeu. Toate aceste liste pe care le găsim în Sfânta Scriptură subliniază că Iisus Hristos a avut strămoși omenești. Pentru noi care citim la început acolo în Evanghelia după Matei sau în Evanghelia după Luca, acele liste de nume, Iisus era fiul lui Mariei, Maria era pica și apoi continuă listele acestea din neam în neam, pot fi plictisitoare. Dar pentru cititorul evreu, textele acestea confirmă identitatea mesianică a Domnului Iisus, apartenența lui la neamul lui David, este fiul lui David, are strămoși care au o parte de promisiunile lui Dumnezeu și în privința aceasta este afirmată identitatea sa omenească. De asemenea, cuvântul ne arată că Domnul Iisus a avut parte de o dezvoltare omenească obișnuită. Chiar dacă în identitatea sa divină este Dumnezeu și ca Dumnezeu cunoaște totul, este atotputernic, este prezent pretutindeni, din perspectiva identității sale omenești, Domnul Iisus a avut o dezvoltare obișnuită. Iată cel puțin două texte din Scriptură. În Evanghelia după Luca, în capitolul 2 cu 40, ni se spune despre Domnul Iisus: pruncul creștea și se întărea, era plin de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era peste el.
Despre Iisus se vorbește aici că El creștea și se întărea. Este o creștere omenească naturală. Și de asemenea, mai explicit în versetul 52, Iisus creștea în înțelepciune, în statură și în har înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor. Vă rog să observați progresia. Iisus creștea. Unii oameni găsesc poticnire citind textul din Evanghelie că Iisus a spus că nu cunoaște ziua și ceasul venirii Fiului Omului. Dar nu găsim poticnire în acest verset. Iisus creștea în înțelepciune. E perspectiva asupra umanității sale. El e om, nu doar Dumnezeu. Și văzut din perspectiva aceasta, Iisus, ca orice copil care învață, a învățat și el, ca orice copil care se dezvoltă și crește, a crescut și el. Iisus este om. Pe de altă parte, Iisus, după cum citim în cuvântul lui Dumnezeu, a avut parte de slăbiciuni omenești, de limitele și slăbiciunile omenești nepăcătoase. Aceste slăbiciuni se regăsesc la Mântuitorul nostru Hristos. Spre exemplu, Domnul Iisus a obosit. Vă întreb, Dumnezeu obosește? Nu obosește. În ce-L privește pe Hristos, Ioan capitolul 4 cu versetul 6 ne arată că a obosit și în alte locuri găsim că Domnul nostru a ostenit. De asemenea, Iisus a flămânzit. Faptul că El flămânzește reflectă natura sa omenească. A avut această slăbiciune omenească, a flămânzit, a obosit, a însetat. A avut nevoie să bea apă, citim în Evanghelia după Ioan că a însetat și pe cruce a însetat. Apoi Domnul nostru Iisus ne spune Scriptura că a dorit să doarmă, a simțit nevoia să se odihnească. Vă aduceți aminte când i-a rugat pe ucenici să urce în corabie și apoi au trecut pe partea cealaltă a mării, obosit fiind, era la cârmă, pe căpătâi și a adormit. Și între timp, în timp ce el dormea, a venit o furtună năprasnică, era amenințată corabia cu scufundarea, disperați ucenicii l-au trezit pe Domnul Iisus și au spus, învățătorule, scapă-ne că pierim. Acel episod din Evanghelie reflectă deopotrivă omenitatea Domnului Iisus, dar și divinitatea sa. Ca om doarme. E obosit. Doarme la cârmă. Și aici aș face o paranteză. Câteodată, oamenii se grăbesc să spună, vezi, să pui cârma ta, a vieții, a corăbiei tale, în mâna lui Iisus, că locul lui este la cârmă. Și eu așa cârcotaș de acolo zic, și dacă îi pune în cârma în mână, ce face? Doarme. Și eu sunt nevoit ucenicul să-l trezești și să-i spună, ai dormit în post, scoală-te, scapă-ne. Asta să fie înțeles acelui text. Au venit și cântăreți care au făcut o strofă de cântare că Iisus acum e la cârmă și El nu mai doarme. Textul altceva ne spune. Cârma despre care vorbim nu e volanul corăbiei, ci e partea din spatele corăbiei, la pupa. Și acolo era un pat. Și era un loc acoperit. Și căpătâiul e pernă. Obosit de peste zi, Iisus a retras în spatele corăbii, în acela de post, s-a întins pe patul acela ce-o fi fost, cât o fi putut fi, într-o barcă, și acolo a dormit dus. Între timp a venit furtuna, ucenicii au căutat să facă ce pot ca să salveze situația în care se găseau, n-au putut. Și atunci au apelat la Domnul Iisus, scoală-te, scapă-ne că pierim. Iisus a ridicat, a certat marea și vântul și a zis, taci fără gură. Și s-a făcut liniște pe loc. Și omenitatea sa e obosit și doarme și divinitatea sa poruncește mării și se face liniște. Deopotrivă sunt acolo. Iisus nu doarme cu cârma în mână cum ar dormi un șofer la volan. N-a eșuat în misiunea sa, ci s-a întins în locul în care se putea odihni, ca până se ajunge pe partea cealaltă, să țipească un pic. Cam asta a fost înțeles. El a dormit, a dorit să doarmă. Găsim de asemenea că Domnul Iisus este limitat în cunoaștere. Avem texte, și acestea reflectă din nou situația sa, starea sa omenească,
În Evanghelia după Marcu, textul este de la Marcu, nu de la Matei, o greșeală am ea. La Marcu 11 cu 13 îi se spune că Iisus s-a apropiat de smochin ca să caute rod în el. Și când a căutat, n-a găsit. Și atunci ne întrebăm, dar nu știa el că nu-i rod, de ce să mai caute dacă știa că nu-i? E reflectarea omenității sale, limitat în cunoaștere. De asemenea, găsim tot în Matei, capitolul 13, cu privire la ziua aceea a venirii Domnului, nu știe, în Ioan 11, cu 34, din nou, îl vedem pe Domnul Iisus la mormântul lui Lazar, le spune celorlalți, unde l-ați pus? Ce e cu întrebarea aceasta, unde l-ați pus? Din nou este reflectată natura sa omenească, ca Dumnezeu știa unde este pus Lazar și știa ce are în plan să facă, învindu-l pe Lazar. Și a și făcut așa. Dar se pune împreună identitatea sa omenească, identitatea sa dumnezeiască, construind un mesaj. Iisus este Domnul și Mântuitorul nostru, deplin om și deplin Dumnezeu. Ca om a fost ispitit. Scriptura spune că a fost ispitit în toate felurile, ca și noi. Dumnezeu nu poate fi ispitit. A fost ispitit cu pâine. Țineți minte cum l-a ispitit cel rău, sugerându-i să poruncească pietrelor să se facă pâine. Și celelalte ispitiri sunt trecute acolo. Epistola către Evrei sugerează că arată că Iisus a fost ispitit în toate felurile ca și noi. De asemenea, cuvântul ne arată că în slăbiciune omenească a avut nevoie să fie încurajat de îngeri și slujit de îngeri. Așa citim în Evanghelia după Luca, în Ghețimanii, l-a apucat o jale, cade moarte, un plâns, cade moarte, a acceptat să meargă pe drumul lui Dumnezeu, să accepte povara crucii și rugându-se, sudoare i s-a făcut ca niște picuri mari, sânge care cădeau pe pământ. În timpul acela de agonie și de povară sub crucea care urma să o poarte, sub asumarea acestei cruci, Iisus a fost ajutat de un înger. Și te întrebi, El i-a făcut pe îngeri și acum are nevoie de ajutorul unui înger. E omenitatea sa. Iisus este și om. Sunt câteva din textele din Scriptură. De asemenea, găsim în Biblie că Domnul Iisus a fost numit om. În privința aceasta, Mântuitorul, refuzând ispitirea propusă de cel rău, a spus celui rău, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. La care om s-a referit Iisus? În general, la om? Satana s-a apropiat de Iisus și a zis, ți-i foame, poruncește pietrei să se facă pâine. Și Iisus îi spune, omul, eu, nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Sau Ioan 8:40, afirmându-și identitatea sa omenească, Iisus a zis, acum căutați să mă omorâți pe mine, un om care v-a spus adevărul, pe care l-a auzit de la Dumnezeu. Iisus afirmă de asemenea identitatea sa omenească. Identitate care se prelungește și după învierea lui și înălțarea lui la cer și glorificarea lui, în cuvintele lui Pavel, că între Dumnezeu și oameni este un singur mijlocitor, unul singur este mijlocitor între Dumnezeu și oameni și cum zice despre el? Omul Iisus Hristos. Domnul Iisus are natură umană deplină. De asemenea, citim în cuvântul lui Dumnezeu că Domnul Iisus a împărtășit natura omenească în starea aceasta, trup, suflet și duh. Găsim în ce privește trupul Domnului Iisus, că El s-a născut în trup, că a experimentat slăbiciunile umane nepăcătoase, că a obosit, a flămânzit, a însetat, a experimentat durerea fizică, de asemenea că a murit. Toate acestea subliniază că Iisus Hristos are trup. În trup a fost răstignit, din trupul lui pe cruce a curs apă și sânge, spune Scriptura când a fost rănit în coastă.
De asemenea, Iisus are suflet. Citim în Evanghelia după Ioan 12:27, sufletul meu este tulburat. Sau Matei 26:38, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Asta arată identitatea omenească a Domnului Iisus. El a avut duh uman. Iisus a tulburat în duhul lui, spune Ioan 11:33. Și pe cruce, murind, a zis: Tată, în mâinile tale îmi încredințez duhul. Iată, pe baza acestor pasaje și multe altele sunt, putem spune că Domnul Iisus, ca om, a avut trup, cum avem noi, suflet, cum avem noi, duh, cum avem noi. Mai departe, Hristos, după Scriptură, a suferit o moarte omenească. A trecut și prin această experiență a ființei umane. A trecut prin moarte. Citez doar un singur text. Când au venit la Iisus, soldații romani care supravegheau crucificarea Domnului, au văzut că murise. Nu i-au zdrobit fluierele picioarelor, ci unul din ostași i-a străpuns coasta cu sulița. Și acum un detaliu foarte important. Și îndată a ieșit din ea sânge și apă. O subliniere a omenității Domnului nostru Iisus. Faptul acesta este adeverit de cel ce l-a văzut. Mărturia lui este adevărată și el știe că spune adevărul. Pentru ca și voi să credeți. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească Scriptura. Niciunul din oasele lui nu s-a sfârmat. Și în altă parte Scriptura mai zice: vor vedea pe cine au străpuns. Erau prorocii care se împlineau. Dar acest detaliu, Iisus moare în trup și din corpul său a ieșit sânge și apă. Detaliul este foarte important. Apăruse imediat după veacul apostolic sau chiar la sfârșitul secolului I, învățători care susțineau că Iisus Hristos n-a avut un trup omenesc real. Erau așa numiți ducetiști ebioniți, care ziceau că Iisus a fost așa, doar ca un înger, un duh care s-a arătat și a mers de colo-colo, n-a fost carne și oase. Gnostici au preluat învățătura aceasta și au dat o altă dimensiune, că Iisus nu se putea întrupa, nu putea fi om. Evanghelia subliniază acest detaliu. El a murit pe cruce și din corpul lui rănit a curs sânge și apă. Acolo, cutia toracică, probabil, sângele s-a coagulat și străpuns cu sulița a ieșit sânge și apă. Limfă. Iisus a fost om. De asemenea, citim în cuvântul lui Dumnezeu ca dovadă că Iisus Hristos fost om, citim foarte multe alte texte, nu le-am mai trecut aici. Aș vrea să fac o sumarizare a argumentelor care subliniază că Iisus Hristos este cu adevărat om. A avut naștere omenească, strămoși omenești, o dezvoltare umană obișnuită, limitele și slăbiciunile naturii omenești. Iisus a fost numit om, a avut trup, suflet și duh, a trecut prin moarte cum trec oamenii. Toate acestea îl aduc pe Domnul nostru Hristos și aproape de noi și sublinează faptul că este om. Binecuvântat să fie în numele Lui în veci. Asta trebuie fixat în sufletul nostru, stimați frați. Iisus nu este un înger, Iisus este om. În același timp, Domnul Iisus este Dumnezeu adevărat, Dumnezeu întrupat, deopotrivă cu Tatăl după dumnezeire, deopotrivă cu noi oamenii după umanitate, unind în ființa sa, în persoana sa, și dumnezeirea și omenitatea, făcându-se în felul acesta Mântuitorul nostru, binecuvântat să fie numele Lui în veac. Astăzi avem cina Domnului și la cina Domnului este subliniată natura omenească a Domnului nostru Iisus. Ce implică, ce semnifică și ce implică întruparea Domnului nostru Hristos pentru noi? În primul și în primul rând, întruparea subliniază că Domnul Iisus Hristos aparține rasei omenești. De acum, El este de partea noastră. Cum a spus profetul, îi vor pune numele Emanuel, care înseamnă Dumnezeu este cu noi.
Domnul Iisus a trecut de partea noastră, binecuvântat să fie numele Lui. Aparține neamului omenesc. El este deopotrivă cărnii și sângelui, cum am citit în epistola către evrei. Ne putem bizui pe El, ne putem identifica în moartea Lui și cu învierea Lui. El este salvatorul nostru. Omenitatea, întreaga rasă umană, este restaurată și primește demnitatea pe care a pierdut-o îndepărtându-se de Dumnezeu. Și dreptul de a spera, întruparea lui Iisus Hristos, ne dă dreptul să sperăm. Întruparea Domnului nostru Hristos ne deschide orizontul pentru ceva mai bun. Iisus Hristos ne redă viața și speranța și demnitatea, slăvit să fie în numele Lui. Nu intrăm în detalii, nu e vreme în această dimineață. În urma întrupării lui Iisus Hristos se confirmă, întruparea Lui semnifică și faptul că Iisus Hristos este fără păcat. El este al doilea Adam, desăvârșit, n-a avut natură păcătoasă, fire omenească păcătoasă. El a fost desăvârșit și în starea aceasta de desăvârșire ne poate reprezenta murind pe cruce pentru păcatele noastre. Și foarte important acest lucru, întruparea Domnului nostru Hristos este un act ireversibil, El rămâne om pentru totdeauna. Și aici aș vrea să zăbovim câteva minute înainte de ne împărtăși cu cina Domnului. Cum gândiți dumneavoastră în dreptul umanității Domnului Iisus? Mai este Domnul Iisus și în vremea de acum în identitatea sa omenească? A dus cu El statutul de om, identitatea de om în împărăția lui Dumnezeu, la dreapta lui Dumnezeu? Sau asta a rămas pe pământ? A înviat ca om, dar la înălțarea la cer, acolo s-a făcut o transformare și de acum nu mai este om. Cum vom înțelege? După învățătura Sfintelor Scripturi, Iisus Hristos rămâne om în vecii vecilor. Întruparea Lui este un act ireversibil. Înălțarea la cer a Domnului nostru Hristos, glorificarea la dreapta lui Dumnezeu, nu separă omenitatea Domnului Iisus de divinitatea sa, ci împreună rămân unite pentru vecii vecilor. Și iată câteva dovezi. În primul rând, citim în Scriptură că Domnul Iisus, înviat, în starea aceea înviată, s-a înălțat la cer în fața ucenicilor săi. În trup s-a înălțat la cer. Așa scrie cuvântul. Și a spus ucenicilor săi, îngerii lui Dumnezeu arătați, au spus ucenicilor, cum l-ați văzut mergând, așa se va întoarce, în trup se va întoarce. Încă ceva foarte important, cuvântul ne arată că trupul înviat al Domnului nostru Hristos va fi prototipul trupurilor înviate ale creștinilor. Zice Pavel, el va transforma, va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale. Oficiul de mare preot a Domnului Hristos. Iisus este preot în viac. De asemenea confirmă că El este om. Și de asemenea El este singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Și spune Apostolul Pavel, omul Iisus Hristos. Să ne uităm mai atenție la 3 sau 4 texte care confirmă că Iisus Hristos este om și în prezent. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. La Pavel este scris, El, Domnul Iisus, va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a supune toate lucrurile. Când Pavel spune că la înviere trupurile noastre muritoare vor fi făcute asemenea trupului slavei lui Iisus, e subliniată continuitatea umanității sale. Iisus este în acest trup de slavă la dreapta lui Dumnezeu. Este om. Și asta ne dă nouă dreptul să ne bizuim pe mijlocirea Lui, că este marele nostru preot. Și cu asta să sublinem acest pasaj din Epistola către Evrei, care este de asemenea foarte, foarte important și care subliniază faptul că Iisus este om și în prezent. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Ar fi un nonsens să spui că Dumnezeu trăiește pururi. El, în starea Lui întrupată, trăiește pururi ca să mijlocească pentru ei. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia, sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai pe sus de ceruri, care n-are nevoie ca și ceilalți mari preoți
să aducă jertfe în fiecare zi, întâi pentru păcatele sale și apoi pentru păcatele norodului, căci lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna când s-a dus pe sine ca jertfă. Iisus este marele nostru preot și ca mare preot, mijlocitor la dreapta lui Dumnezeu, el poartă această identitate omenească. Cuvântul lui Dumnezeu spune că preotul este ales din rândul oamenilor și Iisus păstrează identitate veșnică de mare preot, având această însușire de om. Și acum în încheiere, copilașilor, spune apostolul Ioan, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumii. Iisus iartă păcatele și în numele Lui este dată iertarea păcatelor din cauza faptului că a murit pentru cei păcătoși. Moartea Lui ne dă nouă dreptul să avem iertare și speranța că Dumnezeu ne primește. Binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. La această cină a Domnului, cuvântul spune credincioșilor, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Aceasta este voia Lui Dumnezeu. Dar există posibilitatea ca acest dar să se aplice și în dreptul nostru. Dar dacă cineva a păcătuit, ce e de făcut în situația aceasta? Cuvântul Domnului spune, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru păcatele noastre, ci pentru ale întregii lumii. În dimineața aceasta aș dori să vă întreb, înainte de a ne ruga și de a lua cina Domnului, cine este Domnul Iisus pentru tine? Cine este Domnul Iisus pentru tine? Când te gândești la Domnul Iisus, ce reprezentare mentală sufletească ai? Biblia ne învață că El este Dumnezeu adevărat, Dumnezeu întrupat, deopotrivă om ca noi, având de plin natura omenească, pe care și-a însușit-o ca să fie Mântuitorul nostru, Salvatorul nostru, Marele nostru preot pentru vecii vecilor. Din cauza Lui avem iertare și prin El viață veșnică. Cine este Domnul Iisus pentru tine? Te bizui pe El? Crezi în numele Lui? E Domnul tău? Ești ucenicul Lui? Fie ca această cină a Domnului să ne lege și mai mult de Domnul nostru Hristos. Amin. Ne ridicăm și ne rugăm.